tuturor! Azi vom croșeta o albinuță. Începem cu acul. În inelul magic facem 6 piciorușe simple. Următorul rând, croșetăm câte un picioruș simplu în fiecare din cele din rândul 1. La rândul 3, efectuăm o dublare a piciorușelor. Croșetăm câte 2 piciorușe în fiecare picioruș din rândul 2. Rândul 4, 5 și 6 lucrăm fără înmulțire. 12 piciorușe simple la finalul fiecărui rând. La rândul 7 continuăm creșterea, aplicând-o la fiecare al doilea picioruș. La final de rând vom avea 18 piciorușe simple. Rândul 8 din proiect va fi primul rând din corp. La corp vom alterna culorile schimbându-le după fiecare al treilea rând. Revenind la rândul 8, continuăm creșterea la fiecare al treilea picioruș. La finalul rândului vom avea 24 de piciorușe simple.
Rândul 9, 3 piciorușe simple între cele dublate, 30 piciorușe simple la final de rând. Rândul 10, continuăm creșterea. 4 piciorușe simple între cele dublate. 36 de piciorușe simple la final de rând. Rândul 11, schimbăm culoarea și continuăm cu înmulțirea treptată. 5 piciorușe simple, al șaselea îl dublăm. De la rândul 12 până la rândul 16, 5 rânduri, nu mai efectuăm nicio creștere. Lucrăm simplu, 42 de piciorușe simple pentru fiecare rând, dar nu uităm să schimbăm culoarea. Metoda de schimbare a culorii este alegerea fiecăruia. Eu am folosit metoda elegantă, cum o numesc eu. Alte metode de schimbare a culorii găsiți în tutorialul dedicat. Găsiți linkul în descriere.
De la rândul 17 începem să descreștem. 5 piciorușe simple, iar piciorușul 7 și 8 le lucrăm împreună. Repetăm până la final de rând, unde vom rămâne cu 36 de piciorușe simple. Rândul 18 se lucrează simplu, iar rândurile 19, 20 și 21, descreșterea se va efectua la fiecare rând. Înainte de rândul 19, umplem acul și parțial corpul. Eu am pus și o zornăitoare. Umplerea o facem apoi treptat pe măsură ce micșorăm numărul piciorușelor.
Rândul 22 se va lucra simplu, 18 piciorușe simple, și aici este practic final de corp. În următoarea parte vom continua cu capul. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut și îl considerați util, vă rog să dați like. Pentru a fi notificat la apariția următoarelor tutoriale, vă rog să apăsați butonul subscribe.